Salut și bine v-am găsit, frații mei, la un nou episod de pe acest canal. Și suntem exact pe canal. Am venit la un pescuit la băț. Am aici două bețe. Deja a început să scoată apa de pe canal. A scos cam un metru din ea. Dă un pic de nadă, nu foarte multă, și încercăm să prindem ceva pește. S-aud niște sărituri și în stânga și în dreapta, dar sperăm să pună gura. Am venit pe seară. Sperăm să prindem ceva frumos. Merge să aruncăm un pic de nadă. Nada de căpșuni cu tot felul de semânțuri adăugate de mine. O mai umezim un pic și de fapt e destul de umedă, fiindcă am dat-o de acasă să tragă. Nu, mai umezim un pic. Sper doar să nu cadă în apă. Sperim că am piu, ne dăm. Încercăm să dăm fix aici. Dăm câțiva cu bulgărași, nu mulți. 2 bulgărași pentru început. Doar 2. Să vedem care trebuie. Sper să vină peștișorii. Montăm undița și ne apucăm de treabă. Folosim undița mea de 6 metri, pe care o știți din clipurile trecute. O undiță full carbon de la Windblade, de 6 metri. O am cam de 5 sau 6 ani. Îi țeavă, nu s-a deformat deloc. Și undiță din 8 tronsoane, vă dați seama. E de aia micuță care intră în ghiozdan. Abia așteptam să ies un pic la pescuit la undiță. Sper să tragă și peștele, să nu mă dezamăgească. Să simțim unul acolo și la vârf. Să vă arăt un secret pe care îl folosesc eu. Să am bază, să nu-mi iese firul după undiță, din varneș, din vârf. Îi fac un ochi, trag firul prin ochiul acesta, bag prin vârf și mă duc la primul tronson. Vedeți că am pus un pic de izoler aici. Strâng lațul și vin cu firul, îl dau așa după vârf de 5-6 ori. Așa, și acum vin cu varneșul. Și acum îi putere maximă. Poate să tragă orice. Băgăm varneșul bine. Atât. Îi răsucit după vârf nailonul. Varneșul un fir bine. Fir foarte subțire de 0,16, ac de 12 sau de 14, nu știu, hai să mă uit la el, că nu vorbesc prostii. Am dat și undița jos. Ia să vedem de care ac am, să nu vorbesc prostii. Da, de 14, ac de 14, foarte fin. Undița e pregătită, cam așa arată. Hai să dăm, să vedem care-i treaba. Băgăm 2 vermișuri pentru început. Băgăm unul roșu. Micuț. Tot vermișori în aceștia mici, pinky. Uitați cum arată. Atât. Sper să nu fie buriană, fiindcă eu am dat măsura la apă. Are cam 3 metri aici în față. Pluta stă perfect. Acum numai peștele să tragă. Uite-l, uite, uite-l, mamă! Cred că ăsta e plăticuță. Cred că e plăticuță. Orice ortănel. Hai mă, ce nervos e, cât e de nervos. Hai să-i dăm un pic de aer. E un cărășel, un cărășel. I-am dat un pic de aer. Hai mă,
Cărășelul, hai la mal. Uitați ce cărășel frumos. Ce cărășel frumos. Hai să-l aduc ușor. Să-l aduc ușor. I-am dat aer. Îl scot foarte greu, fiindcă am firul foarte subțire. Hai mă, cărășelule. Uitați ce cărășel frumos. Un cărășel super frumos. Să-l las unița jos. Uitați, fraților, ce cărășel frumos. Și mărișor. Un cărășel super. Cât e de mare. Și ce fel se simte la undiță. La undiță se simte într-un fel. Nu pot să găsesc senzația asta niciodată, nici la lansetă, nici la nimic. Nu pot să mă las mai jos. Fiindcă s-a dus. A plecat. Fiindcă alunec în canal, m-am dus să-mi aduc un prosop ceva să mă șterg. Băgăm tot la fel doi vermișori. Unul roșu și unul alb. Uitați. Ac de 14, nailon de 0,16. Mă dăm mai în față un pic. Atât. Facem liniște, fiindcă se pare că peștele e aici. Peștele e aici și e păcat să-l speriem. Ia, nici nu închid camera să vezi cum trage. Deja mi-a dat două ciocane. Deja a tras două ciocane. Ia să vedem. Ce e? Hai mă, hai mă. Ah. Ah. Cred că tot un bibănaș micuț a luat-o imediat după ce a căzut pe pământ. A și luat vermișorul. Bibanii fac așa. A venit guvidul. De când ați mai văzut așa ceva? Guvid. Decât să nu tragă nimic și să stau cu bățul în baltă degeaba, mai bine ne distrăm așa. Cât un bibănaș, cât un guvid, mai intră și cât un cărășel. Îi bine și azi. Îi bine, nu ne plângem. Ia să vedem, fraților. Aleu, încă unde asta? A început să mă năpădească. Încă un bibănaș. Băi, da, unul după altul. Nici nu mă mai lasă să stea vermișorul pe nad acolo. Nici n-apucă să ajungă vermele jos, că și l-a luat. Sper că nu mă disperă ăștia în conținut de acum. Am înțeles, mi-a plăcut. Da, unul, doi, hai și al treilea, care l-am prins acum. Dar sper să nu se ia pe capul meu. Să mai prind și eu un cărășel. Ia să vedem, încă unul. Deci gata, m-au disperat ăștia. E invazie. Și-a culcat-o. Ăla-i. Uitați. A culcat-o. Cred că tot un cărășel sau un ciortan ceva. Uitați ce face cu ea. Hai mă. Hai mă, forțosule. Asta e mai mărișor. Asta e mai mărișor. Ia să vedem. Gata, i-am dat aer. Da, ce nervos e. Gata mă, hai mă. Hai mă, răule. Hai. Hai încoa, gata, că ți-am dat aer. Ai obosit din încoa. Ce greu îl scot.
De asta mă supără pe mine treburile astea. Uite așa, care așa frumos. Are niște pete roșii pe el. Cred că de la cum scoate apa și se târie de plăcile astea de beton. Gata, mă, du-te. A plecat. Frumos, doi cărăși. Deja a luat viermele. Uitați. Al câtele e ăsta? Al șaptelea, al optelea. De bani. Și tu ai înghițit ca lumea, nu te-ai lăsat. Nu te-ai lăsat deloc. Cum îți scot eu acum acu să nu te rănesc? Așa. Am văzut. Nu mă lăsați deloc. Deci, de la un pescuit de caraș s-a transformat la o partidă de bibanași. Fără voia mea, dar asta e. Prindem bibanași. Ne distrăm la undiță. Aia e. Trebuie să mai intre și el ceva. N-are cum. Trebuie să mai vină un barosan. Dacă n-am prins la biban, nici n-am mai filmat unul după altul. N-am mai prins niciun cărășel, n-am mai prins nimic. Totuși, au trecut cele 2 ore de pescuit. Deja a început să se întunece. Am de împins până acasă. Cam jumătate de oră de mers cu scuterul. Mai am niște nadă, o arunc în locul acesta și mâine revin din nou pe el, tot așa după amiaza. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat și la acest clip. Până data viitoare, numai bine. Ia să vedem. Nu mai prindem un biban pe sfârșit așa? Ah, n-a vrut. Pa, pa!